Pentru că poluarea și distrugerea mediului înconjurător sunt unele dintre cele mai grave probleme cu care omenirea se confruntă, social-democrații din Mehedinți s-au alăturat campaniei de ecologizare și la Ieșelnița. De ziua Pământului, toate deșeurile au fost adunate atât de membrii PSD, cât și de tineri voluntari. În comuna Ișelnița, primarul PSD Marius Vâșca, alături de alți membri, dar și voluntari, s-au alăturat campaniei de ecologizare desfășurată cu ocazia Zilei Pământului. Marius Vâșca a transmis mesaje cetățenilor, îndemnându-i la responsabilitate civică. Acesta a subliniat de asemenea importanța implicării fiecăruia dintre noi în rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme pe care o are omenirea în acest moment, și anume poluarea. Și Liviu Mazilu, președintele Comisiei de Ape și Păduri din Senatul României, a fost de asemenea prezent în comuna Ișelnița, unde s-a implicat în mod direct la strângerea deșeurilor și peturilor din locurile publice. De asemenea, mesajul către cetățeni nu a lipsit. Ne aflăm în albia pârâului Crivița, în comuna Ișelnița, în județul Mehedinți, o zonă intens circulată și intens vizitată de turiști care... Acum, la începutul sezonului, vor veni probabil în număr mare. De Ziua Pământului, zi importantă pentru întreaga omenire, noi, cei din Partidul Social Democrat, am hotărât să ne implicăm în acțiuni de ecologizare și iată că, după amiaza aceasta, am ajuns și aici. Sigur că noi dorim să fim un exemplu pentru concetățenii noștri, pentru locuitorii din această comună, în primul rând, și nu numai. În egală măsură sperăm ca și turiștii să păstreze curate și frumoase locurile pe care le vizitează. Este un peisaj foarte frumos aici, turiștii au pentru ce să vină, îi încurajez să vină, trebuie să găsească un mediu ambient curat, sănătos, plăcut, dar să-l lase în aceleași condiții în care l-au găsit. Pentru asta noi ne-am mobilizat acum, sigur că efortul nostru este important, dar nu suficient. Domnul primar, comunitatea locală se va implica în continuare și cred eu că sărbătorile pascale vor găsi această comună într-o curățenie desăvârșită, așa cum îi stă bine unei comune, mai ales de pe clisura Dunării. Social-democrații din Mehedinți au făcut o prioritate din strângerea deșeurilor de pe drumurile publice cu ocazia Zilei Pământului. Este important faptul că la nivelul județului și cetățenii au conștientizat cât de importantă este menținerea unui mediu curat și sănătos.